Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine te-am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Intrăm direct în pâine. Intrăm. Începem cu declarația șefului cancelarului domnului Orban. Programul Prima Casă este în vizorul Ministerului Finanțelor. Nu vrem, declară domnia sa, nu vrem să încurajăm natura populistă a unor programe. Într-adevăr, când liberalii au fost în opoziție, au criticat mai multe programe naționale și mai ales un domn, domnul Zamfir, a și plecat din PNL, tocmai pentru că nu a fost susținut un punct de vedere legat de protecția consumatorului ce privește cedarea unor bunuri imobile ipotecate. Ține minte legat de Da. bănci. Bun, acum e firesc ca guvernul Orban să analizeze orice program în care statul contribuie cu bani pentru a vedea dacă îi populist sau nu. Am văzut în știrea pe care ai selectat-o, Ministerul Finanțelor Publice, prin colegul meu Florin Cîțu, asta declară domnul Orban, nu? Da. Face o analiză amănunțită pentru a vedea în ce măsură răspunde nevoilor actuale ale cetățenilor a pieței imobiliare. Nu, șeful Cancelarei Premierului, Ionel Danca, a declarat. Da. Și tot dumnealui a declarat, spun că au fost multe măsuri în programele anterioare care au pus pe seama cetățenilor un cadou otrăvit. Oamenii au contractat pe termen lung fără a avea siguranța că vor avea și veniturile sigure pentru achitarea lor. Teoretic, bun, are dreptate. Repet, e firesc să fac o analiză a tuturor programelor în care statul contribuie cu bani. Dar părerea mea că acest proiect Prima Casă, acest program Prima Casă, e extrem de binevenit. Practic, ce face acest program? Tinerii care n-au mai avut o locuință, proprietate personală, tineri până în 35 de ani, Da, parcă, da. da? Pot să achiziționeze una, de pe piața liberă, de oriunde, primind o parte din bani de la statul român. Da. Da. Domnul Zanfir, că tu ai pomenit de el, introdusese o lege care, din fericire, s-a adoptat. Da? Acea lege care există în multe alte țări și ține minte că la vremea respectivă am vorbit pe larg despre acest subiect, bănci cu sediu central în diverse țări occidentale au făcut atunci foarte mare scandal că nu ilegal așa, deși în țara lor astfel de legi similare există de ani și ani de zile. Dar Funcționează. practic ce înseamnă această lege propusă de domnul Zamfir și care a constituit unul din motivele pentru care a plecat din PNL? Ai achiziționat un bun, o casă, prin bancă, făcând credit la bancă. Evident că știm toți, dacă achiziționezi o casă și cu 40.000 de euro creditul care îl faci la bancă, dacă plătești în bancă, ajunge 20-30 de ani la 80.000, 90.000 de Da. euro. Și prin legea actuală, care cred că a rămas așa, deci tu după 2-3 ani nu mai poți plăti, mergi la bancă, dai cheile apartamentului, actele, și s-a închis povestea. Da. Da? Acum, până atunci, nu mai puteai plăti, îți scotea la vânzare apartamentul, da? Recupera probabil o parte. Recupera o parte mică din suma cu care Da. la care era apreciat apartamentul și tu plăteai restul până la adânci Da. bătrâneți. Da, chiar dacă nu beneficia. Această lege, o lege, mi se pare foarte corectă, care, repet, în țări occidentale se aplică de multă vreme. Da? De asta ce spune domnul Dancă, oamenii au contractat pe termen lung fără a avea siguranța că vor avea și veniturile sigure pentru achitarea lor. Ne, unde putem avea în lume, se spune Unde așa, nu poți avea, mai ales în situația economică actuală, din România și de întreaga Europa, nu poți avea certitudinea că vei plăti în 20 de, vei avea 20 de ani să plătești sau în 20 de ani Da. vei avea toate veniturile. Aceeași slujbă și Da. da. Dar de ce e bună această lege? Pentru că am trecut toți de faza aia, am terminat facultatea, te căsătorești, vrei să ai o locuință a ta. Nu poți să te apropii de o locuință la prețurile actuale. Și chiar și înainte. Ține minte, am Da, fost și da. noi tineri, chiar și înainte, când erau mai ieftini. Nu puteai, de-abia era la început de drum în viață. Dar dacă statul te ajută să faci acest pas, ce înseamnă? Și liniște, Da. și stabilitate. Mai rămân tineri în țară, chiar tineri pregătiți. Asta e și unul dintre motivele pentru care pleacă în străinătate. Bă, n-am niciun viitor aici, n-am loc de muncă, n-am o locuință, nu,
nu pot să adun 50.000 de euro sau 60.000 sau 80.000 cât o costa în toată viața mea. Ei, dacă când vine statul și pune o parte din banii ăștia, deja simți că statul are grijă de tine, te protejează și te ajută. Chiar și chiriile sunt destul de... Și chiriile sunt mari. Da, da, vezi că un calcul arată că dacă cât ai plătit chirii, ar fi cam rata la bancă. Da? Da. Evident că băncile sunt nemulțumite, pentru că nu mai au profit de sute și sute la sută, deși până acum câțiva ani toate funcționau fără profit în România. Dar, repet, e o lege care funcționează peste tot în foarte multe țări europene. Corect. Eu mai povestisem că am avut o colegă la... O fată a fost la monitor o perioadă, era student aici la Suceava, din Republica Moldova, mă rog. De la facultate a plecat în Olanda, niște proiecte, o fată foarte capabilă, și la un moment dat ne scria ea, wow, ce chestie extraordinară în Olanda, știi? Mm-hmm. Și ne vorbea de legea domnului Zafir, da? Da. O să faci credit la bancă, acte, așa, dacă nu poți plăti, mergi înapoi, ai dat cheile, actele și la revedere. Și noi, wow, ce mișto. Mm-hmm. Și atunci una de avem și noi o bancă cu sediu central în Olanda, parcă, nu? Da. Da? Și aia a fost între primele care a făcut scandal, că o lege anti-capitalist împotriva băncilor și așa mai departe. De asta zic, vreau prima acasă. E extrem de important și pentru acest domeniu al construcțiilor. Unul din puținele domenii ale economiei care încă funcționează. Și produc. Da. Da. Și produc. Da. Să nu uităm că acum, recent, s-a închis electroputere. Sau să urmează să închidă. Celebra. Celebra electroputere, fabrică, să făceau aici. Locomotive. Toată lumea. Și noi nu suntem în stare să o menținem. Adică alte state să aibă o asemenea fabrică cu tradiții. Hă, ei și cumperi turc. Trebuie neapărat să... și despre minerit, da? Da. Chiar... Trebuie să faci licitații ca să aduci locomotive sau autobuze de prin China, de prin Turcia, da? Când ai aici care le poți face. Da. Uite, și așa încet, încet, cine se gândea să închide electroputere, o fabrică care, nu numai locomotive, tot felul de motoare folosite în diverse activități. Asta zic, avem construcțiile, hai să terminăm și cu prima casă, mai așa, punem cruce și la sectorul ăsta. Și vom fi numai zonă comercială, da? Numai zonă comercială, agricultura deja nu putem finanța că e ajutor de la stat, deci în alte țări se poate, dar... Chiar alte țări sau o țară chiar a beneficiat de sprijinul consistent al unui comisar român, da? Când funcționa el în Comisia Europeană. Dar și acum nu a fost ajutor de stat, la noi este. Mă rog, aici depinde și de europarlamentarii noștri, cum își fac treaba și dacă una ca doamna Macovei sau ca alt principalul lor interes e să... Dar am mai spus asta, general valabil pentru toți europarlamentarii. Băi, certați-vă acasă, porcăiți-vă, așa, dar cum fac alți europarlamentari din Polonia, din Ungaria, unde se ceartă, să facă în toate felurile acasă, ei, dar când merg acolo, suniți. Ei reprezintă țara, nu reprezintă, cum e la noi, PSD-ul, PNL-ul sau, sau cum se cheamă, ăștia, USR-ul. Da, radical, ultra-radical. Da, trecem la punctul 2 al desfășurătorului nostru. Legea recursului compensatoriu. Mare agitație politică în această zonă. Guvernul vrea să-și asume răspunderea pentru abrogarea legii. Deci sunt tot felul de variante. S-a ajuns la această... ultimă sau dorită posibilitate de asumarea răspunderii de către guvern. Dar ar fi o premieră să-și asum răspunderea pentru abrogarea unei legi. De obicei, asumarea răspunderii se face pentru promovarea unei legi. Dar, în fine, spun ceva, poate surprindă. Această lege a recursului compensatoriu este la modul cum îi pus subiectul în discuție, este o falsă problemă. De ce? Hai să facem o recapitulare. Te rog. Da. România a fost condamnată în repetate rânduri la CEDO din cauza condițiilor din închisoare. Există niște normative internaționale, niște standarde deținuții, ca orice unde astfel, trebuie să beneficieze de un anumit spațiu, adică te referi la volumul metri cubi care trebuie să-i revină unui deținut într-o celulă,
nici vorbă la noi, pentru că sunt foarte mulți deținuți, așa. Bun, să nu fie grasie, o grămadă de lucruri, care unele sunt cam exagerate, dar, în fine. Ideea trebuie să aibă niște condiții decente, da? Yeah. Să nu meargă în închisoare, închisoarea să fie, asta e ideea, un mijloc de reeducare. Reeducare, corect. Mă rog, nu sunt din anumite considerente, nu s-au construit închisuri penitenciare noi, tocmai pentru a nu exista astfel de probleme de condamnare. Pe vremea guvernului tehnocrat condus de domnul Cioloș, doamna Prun a inițiat acest proiect de lege al recursului compensatoriu, da? Ce înseamnă asta? Pentru că România să nu mai plătească milioane și milioane de euro de spăgubire, da? Pentru condițiile inumane din închisori, a zis fiecărui om, fiecărui condamnat să-i se reducă pedeapsa cu un anumit număr de zile. Da? La fiecare lună să scadă nu știu câte zile. Tocmai așa. Bun, au fost după aceea discuții. Că a venit PSD-ul, a mărit numărul de zile și așa mai departe. În final, s-a dat legea. Domnul Toader recunoștea că n-a făcut un studiu ca să vadă impactul. Au fost eliberați aproximativ, nu știu, aproape 20.000 de deținuți din penitenciar. Da. Câteva sute dintre ei, da? Au recidivat. Evident, a apărut o iritare. Uite, legea asta dată de Toader, de PSD, ce face? A eliberat deținuți în închisori? Au recidivat în primul rând, violatorii? Da, au recidivat. A fost și un caz dramatic, un bătrân omorât de un recidivist proaspăt eliberat în baza legii recursului compensatoriu. Familia ții minte, a trimis acea scrisoare parlamentarilor și așa mai departe. Și s-a creat această isterie justificată, repet, justificată prin, dacă ne gândim la victimele recidiviștilor, da, proaspăt eliberați din închisoare. Dar n-am văzut și partea cealaltă, cât s-au integrat până la urmă. Nu, eu nu despre asta vreau să vorbesc, cât s-au integrat. Da, bun, că într-adevăr, nu știu dacă e 10 la 20 de mii, nu asta mă interesează. Da. Deci, din câte știu, vă văzusem un documentar acum, nu știu dacă, văzusem un documentar despre închisorile din lume și spunea că și în România era un documentarul ăsta, închisoarea din Craiova, aia de maximă siguranță, spunea gradul de recidivă în România e de 70-80%. O fi așa, nu o fi. Bun, dar nu asta. Asta e subiectul, altceva vreau să spun. Deci s-a creat isteria asta pentru că, să zic, aproape 1000 de persoane sau poate mai multe, nu știu, dar ceva pe aici, au recidivat. Bun, și de ce a fost toată nebunia asta? Pentru că aceste persoane au recidivat într-un timp, a fost numărul mare de recidive într-un timp scurt, sau pe metru pătrat, ca să mai plastic. Dar, dacă luăm, spre exemplu, uite colecția Ziarului Monitorul din ultimii ani, o să vedem titluri de genul un individ, un recidivist, și uite chiar dau vreo două cazuri concrete, adică așa, nu ca personaj, un recidivist proaspăt eliberat din penitenciar a violat o femeie, da? Subtitlu. El mai avusese două condamnări sau el mai fusese condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, de fiecare dată fiind eliberat pentru bună purtare. Da. Deci ceva funcționa, de funcționa cumva. Da. Deci sunt foarte multe titluri de genul ăsta, deci numai monitorul, adică vorbim despre județul Suceava, da? În care recidiviști eliberați proaspăt în închisoare. Bun, ăștia s-a întâmplat azi, s-a întâmplat peste o lună, peste jumătate de lună, nu au fost aglomerați ca să creeze. Da. Și de ce am zis că asta e o falsă problemă? Pentru că noi acum judecăm, bă, au fost ăștia eliberați, gata. Bine, toate compasiunile pentru victime. Da, cei care au fost eliberați, oricum nu se mai pot întoarce. Da? Da. Toate compasiunile pentru victime, adevărat. Dar astăzi, această problemă s-a întâmplat și înainte. Numai că nu au fost așa multe cazuri, pentru că eliberarea celor pentru bună purtare a fost în timp. Da? Unde vreau să ajung? La noi problema e legislația. Și nimeni nu se gândește să stea. Am auzit, hai să mărim pedepsele, dar vreau că am auzit, dar tot din mediul, tot dinspre ziarești venit. Hai să mărim pedepsele, să ne uităm puțin la pedepse. Deci să luăm cazul unui violator, e condamnat la 5 ani închisoare. Sau 6, sau 7, mi se pare că e maxim. Maxim. Dar de obicei îi dă cam 5 ani, da? Care mi se pare foarte puțin în raport cu fapta, cu suferința fizică a victimei și cu suferința psihică. Suferința aia psihică, aia ține mult mai mult, poate toată viața, da? 5 ani închisoare.
El e băiat bun, 2-3 ani de pedeapsă iesă, deci după 3 ani și ceva e eliberat din închisoare. Da. Da? După aia urmează o perioadă de încercare sau de, nu știu cum, exact cum se cheamă termeni juridici, da. Adică perioada în care dacă nu face, nu recidivează, îi se șterge pedeapsa. Deci da. El, să zicem, face 3 ani și ceva, mai are un an jumate de, aproximativ. Dacă în perioada de încercare 3, 4, 5 ani nu face nimic, anul la jumătate dispare. Vine după ce trece perioada asta, face din nou un viol. Eu aici nu înțeleg. A doua oară e condamnat tot la 5 ani. Și aici vorbesc de cazul care noi l-am scris în ziar. Da, repet, da, pentru da, că le discutasem în redacție. Băi, cum se poate așa ceva? Revin. Deci a doua oară face din nou viol, primește aceeași pedeapsă. Adică procedurile se repetă. Da, și după aia iar e eliberat condiționat pentru bună purtare. Da. Păi stai puțin. Hai să vedem. Prima faptă, poate fi o greșeală, deși, ți-am mai zis, pedofili, violatori, criminali, proxeneți, n-am nicio compasiune, detest persoanele astea, da? Dar hai să luăm, bă, prima dată, nu știu, poate anturajul, da, da, alcoolul, da, ai greșit, da? Dar când a doua oară, deci tu recidivezi, pe nu-i mai dai 5 ani, da? Dă-i 7 ani, dar nu, hai să mărim puțin pedepsele. Nu mai fie 7 ani maxim, să fie 10, 15 ani. Da? Da. Dacă e 15 ani, 2-3 ani de pedepsă, înseamnă 10 ani. Deci nu mai ești tu așa, da? Da. Și apoi, ai, vii cu recidivă după o perioadă, să nu mai beneficiezi tu de eliberare condiționată. Da. Deci hai să schimbăm puțin legea în sensul ăsta. Da. Ai făcut o faptă care, repet, poate fi din greșeală, din anturaj, băut, nu știu ce, da? Condamnabil. Ești condamnat, îți faci pedepsă. Ai recidivat cu aceeași faptă. Deci înseamnă că atunci n-a fost un accident, da? Da. Ia să schimbăm legea, să nu mai poți beneficia de eliberare condiționată la recidivă, da? Ia să schimbăm legea, să mărim puțin pedepsele pentru viol. Omorât pe unul primește 10, dacă primește 12 ani, bun, au fost și cazuri de 20 de ani, crime grave. Hai să mărim și așa puțin, să fie 30 de ani, la 30 de ani, 30 de ani în sus, 30 de ani închisoare și pe viață. De ani, poftim, da. Se dă închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Da. Ia să vezi, nu se mai gândească puțin, da? Deci nu se poate. Asta e o problemă veche la noi. Deci de ani de zile se întâmplă același lucru. Acum, faptul că au fost eliberați mai mulți dintr-o politic, da, a fost speculat și politic, faptul că au fost eliberați mai mulți dintr-o dată și infracțiunile au fost săvârșite, mai multe infracțiuni, da, într-un timp scurt. Stai că, uite, problema că au scăpat din pușcării. Tot timpul au scăpat pe problema asta, pe eliberarea, da, condiționată, fără recurs compensator. Da. Și au recidivat. Și nimeni nu a luat în seamă. Instanța, pentru că așa e legea, nu vinovate instanțele. Da. Da. A venit instanța la al doilea viol, aceeași pedeapsă, iar băiat bun după 3 ani jumătate eliberat în închisoare. Dar nu s-a spus nimeni, stai bă puțin, am mai făcut un viol, cum poți fi la băiat bun? Da? Deci problema e că trebuie umblat mult la lege. Înăsprite pedepsele, da? Bun, în timpul ăsta și evident îmbunătățile condițiile de penitenciar. Da. Mă uitam... Da, sau ce, vrei să luăm pauză? 30 secunde, da. 30 secunde. Un minut. Ziceam că am văzut un documentar, este pe Netflix. Da. Sunt o serie de documentare despre închisori. Un tip care a făcut închisoare prin Anglia, pe nedrept, în fine. Și a fost la închisoare la Craiova, închisoarea de maximă siguranță. Dar era și într-o închisoare în Norvegia. Bine, nu putem noi ajunge la nivelul ăsta, cine știe. Unde când a intrat, a întâmpinat, era adus ca un deținut. Deci a dus cătuși la mâini, bine, totul regizat. Da. Da. Și gardienii făceau procedurile și zapașii care îi fac un deținut obișnuit. Când a intrat acolo, cum a intrat, mi-au scos mea cătușile, a venit gardienul, mă rog. L-au dus în celulă. Celulă, zici, se uita la... Deci o celulă cu un pat, cu baie înăuntru, toaletă, duș frumos. Și așa, eu am stat în hoteluri în condiții mult mai proaste ca aici. Deținuții, bun, la fel, care munceau, care nu munceau, steau închiși peste zi în cameră. Și era un spațiu, spre exemplu, unde deținuții stăteau împreună cu gardieni, socializau, aveau un fel de bucătărie. Își făceau mâncare, cafea, da? Ideea era, întreba pe gardieni, dar voi stați aici cu deținuții? Deci erau ca o sufragerie imensă, știi? Da, da, așa, da. Stăteau pe canapea, vorbeau, jucau table, știi? Zic, da, ideea noi trebuie să le arătăm că ei sunt oameni. Să-i tratăm ca pe niște oameni, că atunci când ei ies afară, se trateze și pe ceilalți la fel. Da? Da. Erau deținuți, condamnați, era unul la 20 ani închisoare pentru crimă. Bun, el tot evita să spună, și spunea lumea că nu...
Că nu fapta definește un om, poate fi o greșeală. Da? Dacă tu îl tratezi în modul ăsta ca pe un om, când va ieși în închisoare, va conștientiza că a greșit. Da? În comparație, era un, la noi la Craiova, era un condamnat, bine că lovea engleza și spunea că el nu a greșit că a omorât. Și dacă s-ar întâmpla, ar face din nou, dacă ar, știi? Mă rog, erau niște condiții extraordinare acolo. Deținuții, bine, primeau o masă numai dimineața și seara, mi se pare, sau numai, așa, dar aveau un magazin, bine, cei care munceau, da? Dar aveau un magazin închisorii unde puteau să de toate. Era un market de sănă, afară de băuturi alcoolice, știi? Da, și preparau ei frumos și făceau. Deci erau oameni, deci nu tratați ca niște oameni, chiar dacă, repet, unii erau criminali, așa, dar tocmai în ideea că atunci când ies afară să realizeze, să conștientizeze modul în care trebuie să trateze și ei pe semenilor. Da. Mulțumesc. Prima pauză de publicitate urmează imediat.